Salutare, prieteni! Nu știu dacă se aude. Vă rog să opriți toate telefoanele. Privez numai eu pe telefonul meu. Nu te închide televizorul în o să auziți și voi cum a combinat pe mine Dana Crimineala. Dana Crimineala, să vă spun eu adevărul, prieteni. Mă jur că vă spun adevărul. Mă jur că vă spun adevărul. Pentru că eu vă spun adevărul, cum a combinat pe mine Dana Crimineala. Că nu știu dacă știți, dar trebuie să știți că înainte de a fi cu Dana Crimineala, iubita mea era Renata. Eu pe Renata o iubeam și știe și toată țara, toată lumea. Că eu când am cunoscut-o pe Renata, i-am cumpărat X6 în prima zi. Deci în prima zi, înțelegerea mea cu Renata a fost X6 ca să stau cu tine. Și mi-a plăcut atât de mult de ea. În prima zi i-am făcut 3 dorințe. Mi-a cerut mașină, casă și o geantă Hermes. Ați înțeles, prieteni? Așa am cucerit-o eu pe Renata. Și după aia m-a luat Dana Crimineala. Deci problema știți care este? Eu am zis să nu mai vorbesc. Eu am zis și filmulețul care l-am pus, l-am șters. L-am șters pentru că n-am vrut să mai fac scandal, pentru că am stat 8 ani de zile împreună și am zis să nu mai vorbesc. Dar văd că ea continuă ca să facă vizualizări. Ea să nu mai zică de mama, de altcineva că face vizualizări. Ea, ea aia care nu făcea vizualizări și acum face cam 10.000 de vizualizări datorită subiectului astuia că m-a încertat, că s-a certat cu mine. Dar problema este, eu am forțat nota. Am știut că dacă vorbesc de Renata, am terminat-o cu Dana. Și din cauza asta am vorbit de Renata, dar am vorbit de Renata pentru că eu, în fața lui Dumnezeu, am greșit. Mi-am luat soacra de nevastă. Înțelegeți, prieteni? Să mă ierte Dumnezeu! Să mă ierte Dumnezeu că am greșit. Am greșit. Dacă ai ajungi până la urmă să-ți iei soacra de nevastă, înseamnă că ești un distrus. Și ea o mai distrusă decât tine. Înțelegi, Bogdan? Înțelegeți, Cătă? Băi, e de râs. E de râs. Eu acum realizez. Da. Acum realizez că mi-am luat soacra de nevastă. Dar mi-am luat soacra de nevastă, dar dacă vă spun cum mi-am luat-o de nevastă, vă vine să râdeți de mine. Pentru că Renata m-a înșelat cu băia de la București. Și plecase de la mine din casă și Dana și Renata. Și eu atunci când am văzut că a plecat și Dana și Renata, eu, în timpul ăsta, eram și cu Dana. Pentru că Dana mă combinase. Dana venise la noi în casă să stea la București. Dana venise să stea la București, la noi în casă, la Pisa. Mi-a zis, lasă-mă să stau și eu o săptămână la voi, pentru că am și eu treabă la București. Dar brăjeală de unde? Ea vrea să prindă peștele cel mare, că știa că eu eram un bărbat cu bani. Și ce credeți? Că Dana stătea cu mine în casă, uite, mi-e rușine ca să vă spun, stătea cu mine în casă, se îmbrăca numai la pustă scurtă și fără chilos pe ea. Și când se punea pe canapea în fața mea, uite, mie vine să râd că se uită Olga la mine. Stătea așa pe scaun în fața mea, și fără chilos pe ea, ca să o văd eu. Înțelegeți? Și problema era că m-a nebunit de cap, că știți cum e. Bărbații, dacă văd, e altceva. Așa m-a combinat pe mine Dana Crimineala. Dar să vă spun care era povestea. Eu stăteam cu Renata, eram combinat cu Renata. Stăteam cu Renata în dormitor. Și stăteam cu Renata în dormitor, jumătate de oră, și când mă duceam jos, mă lua Dana și dădea cu mine de pereți și după aia mă lua și Dana. Mă jur, prieten, mă jur că așa a fost adevărat. Ea, Dana, are probleme cu hormonii. Deci Dana are probleme cu hormonii. Are probleme mari. Pentru că pe ea o excită treaba foarte mult să ia bărbații lui Pisa. Asta mi-a spus mie. Și problema este că o să vă zic, o să vă dea mai multe detalii, Cristi Marin, finul Leo de la Strehaia, să vă uitați pe blogul lui, să vedeți că el vă dă detalii. Pentru că în perioada aia era foarte bun prieten cu mine, cu Renata. Și Renata se plângea la el. Se plângea la el că mama ei i-a luat bărbatul. Înțelegeți?
Renata era foarte supărată pe ea. Era în perioada aia, era foarte supărată pe ea. N-a vorbit cu Dana 3 luni de zile. 3 luni n-a vorbit cu Dana. N-a vorbit cu Dana 3 luni de zile. Da, n-a vorbit cu Dana 3 luni de zile. Pentru că Dana era o femeie foarte perversă. Nu e ceea ce vă spune ea. Nu e ceea ce se dă ea cu mascații. Păi știți ceva? Banii ăia care i-am luat de la mascații a dat lui Dana. Banii ăia purați sunt la Dana, criminalul. Sunt la Dana banii ăia. Pentru că de unde? Că Dana, înainte de a mă cunoaște pe mine, lucra la un magazin pe 7 milioane de lei pe lună. 7 milioane de lei pe lună avea. De unde a strâns ea atâția bani să facă casă? Dacă nu de la mine. De unde? De la cine? I-a dat cineva bani? Bogdan i-a dat cineva? Decât eu. Păi toată lumea că ea... știe că tu păi toată lumea da, știe normal. Și știe și ea. Da. Și știe și neamul ei ce a făcut Lupisa. Da. Știe și Ginerys-o, știe și tot. Știe și Alin Jepilă. Știe Alin Jepilă ce a făcut lui Renata. Că ai distrus-o pe Renata. Ea are 30 și ceva, dar nu are un copil. Că tu o dirigezi. Tu o dirigezi pe Renata. Tu o înveți să facă. Gata, nu te mai da, da. Tu o înveți să facă pe Renata. Gata, nu mai te mai da. Ascultă-mă. Nu te mai da. Deci, bă, tu taci din gură ce să oprească. Lasă-s, tu taci din gură cu o perversitate. Și tu ești tocadana. Și tu ești tocadana. Nu mai mă să mă cer și cu tine. Chiar vă spun adevărat, prieteni. Și Olga e nebună. A plecat de acasă și asta. Nu mai spune nimic. Înțelegeți? Eu am vrut să vă spun o poveste acum, prieteni. Să vă spun o poveste reală. O poveste adevărată. De ce spune? Nu mai spune că... De ce să nu mai spun? Ați zis că spune de mine cu mascat și cu... Da, am făcut fapte de înșelăciune. Dar sunt prescrise. Faptele acum sunt prescrise, că le-am făcut acum 5 ani. Și toate faptele ce sunt făcute de până peste 5 ani sunt prescrise. Uite, vă arăt prescrierile, cum mi-au venit toate prescrise, toate faptele prescrise. Nu mai am niciun dosar penal. Eu pentru ce am greșit și am făcut o infracțiune, am plătit. Am făcut pușcărie, uite, și Olga a plecat de acasă, a plecat de acasă cu un bărbat. N-aș vrea să știi că dacă a plecat cu Bogdan, dar de ce? A lăsat copiii. Ești și tu, ești tu ca ea, tu ca Dana, care da. Nu a interesat-o de copil, n-a interesat-o de Renata. Oricum, credeți-mă că Renata e foarte frică de ea, nu știu de ce. Nu știu de ce ceea ce s-a întâmplat, ce se întâmplă. Păi pentru că e mama ei, în primul rând. Păi pentru că e mama ei, dar îi pace și mama ei, uite cum mi-a făcut mie mama mea. E m-a dat afară din casă acum. Adică mama ei poate să-i distrugă viață. Păi ia Alin Jepilă, Jepilă, uite-te și tu în stânga, în dreapta. N-aș uite-te, eu zic că... uite-te că Renata e combinată cu altcineva. Crede-mă pe mine ce spun eu. Nu vreau să dau nume, să spun cu cine e Renata. Dar tu dor pe tine, Jepilă. Băi, Jepilă de la Pitești. Jepilă, vezi că Renata e cu altcineva. Interesează-te și tu să vezi că Renata e cu altcineva. E cu altcineva, e cu un băiat, nu vreau să spun cum îl cheamă. Dar interesează-te și tu, vezi că știe toată lumea din Pitești, din București, de peste tot. Da, nu mai contează acum. E treaba lor acum. Nu mai contează, e treaba lor. E prietenul meu, Alin Jepilă, trebuie să știe și el. No. Da, dar părerea mea este că dacă ea a stat cu tine atâta timp și dacă încearcă să-ți facă rău și să spună... Păi lasă ce să-mi facă rău, n-are ce rău să-mi facă. Înseamnă că nu te iubești. Bă, n-are ce să facă mie. Pentru mine, Dana criminalul e moartă. Știu, e moartă dar... pentru că eu am forțat nota. Eu am forțat nota, am știut că dacă vorbesc de Renata, am terminat-o cu ea. Nu știu pentru că am stat de 8 ani de zile, m-a ținut pe loc. Eu zic că nu merită să te enervezi. Nu merită să mă enervez, dar 8 ani de zile m-a ținut pe loc. Și am vrut să o termin cu ea. Am 3, 4, 5 gagici. Pot să-mi iau una, două. Asta e. M-ai înțeles? Da. Nu zic că n-am iubit-o. Am iubit-o. Dar mi-am pus ambiția acum să nu mai stau cu ea. Ai înțeles? Cu toate că mai mi-aduc aminte câteodată, îmi pare rău, și uite și Olga mi-a povestit că a vorbit cu ea, adică îmi pare rău. Da. Mă rog, eu zic și mie, dar mie îmi pare rău de ea, de Dana.
Eu zic dacă pe bune, ai luat această hotărâre... Dacă o lasă și Renata, e terminată. Da, dacă ai luat această hotărâre, eu zic să... Nu mai vorbești de rău nici tu, nici ea, să puneți punct și gata. Nu trebuie să mai vorbiți unul de altul. Păi nu, problema e, ea trebuia să pună punct. Nu să continue ea două zile să vorbească de mine. Că n-are ce să vorbească ea de mine. N-are ce să vorbească și spune ea că a făcut o regie cu brăjeala, cu nu știu ce. Și certificatul de căsătorie a fost o brăjeală? Cum a fost o brăjeală? Cum? Nu știe toată țara, toată lumea că Renata a fost cu mine prima dată? Ce încerci tu să zici? Că Renata n-a fost cu mine, a dormit cu mine, îmi pare Renata. Stătea cu mine în pat, stăteam o oră cu ea și când ieșeam de acolo, când mă duceam la bucătărie, mă luai tu și dădeai cu mine de pereți. Dana, nesimțit-o, nu mai vorbi și tu că e așa leuă, că nu e așa, e analfabet. Păi tu ai stat cu analfabetul ăsta atâta timp. Ce zici că ai stat cu mine de milă? De care milă? Ai stat cu mine de milă? Păi ai grijă că eu ți-am făcut acolo tot. Bine, ți-a mai dat, te-a mai ajutat și ea linge pilă, că i-a dat lui Renata și a făcut gardul și chestiile alea. Dar restul ce să faci tu din 7 milioane pe lună? Când mănâncă numai câinii de 5.000 de euro pe lună. Băi, Dana, mă, gândește-te și tu, bă. Gândește-te că te-ai dus și te-ai angajat. Te-ai angajat de 2 ani de zile ca să ții câinii, mă. Că am fost la pușcărie și nu ți-a mai dat nimic. Gândește-te și tu, bă, Dana, mă. Și îmi spui mie că sunt impractor, că să nu știu ce. Păi ce impractor să fiu? Vreau detalii să spună Cristi Marin. Cristi Marin știe detalii mai multe decât toată lumea. Cristi Marin de la Strehaia. Prieteni, să vă uitați pe blogul lui. Să vedeți, să vă spună și el adevărul despre Dana Criminala. Că el știe detalii din relația mea cu Renata și relația mea cu Dana. Ați înțeles? Că ea a venit să stea o săptămână la noi în casă. Și a stat... Înțelegeți? Eu n-am vrut să ajung aici. Dar dacă ea s-a coborât la nivelul ăsta, să vorbească de mama, să vorbească de ăla, să vorbească de ăla... Păi ce vorbește pentru vizualizări? Lasă-ne cu brăjeala asta ta, Dana Criminalul. Că i-ai distrus pe toată lumea din jurul tău. Nu, pardon. Nu eu am distrus pe toată lumea din jurul meu. Tu ai distrus pe toată lumea din jurul tău. În primul rând ai distrus-o pe Renata. Are 35 de ani și n-are un copil. N-are un copil. Când mai face un copil? Că ai învățat-o să fie așa, să nu stea cu nimeni ca să facă o familie. Să-și facă o familie. Să stea să producă bani pentru tine, Renata. Renata să stea să producă bani pentru tine. Asta e brut. Să producă bani pentru tine și bani în continuare pentru tine. Da? Nu știu și Renata din ce cauză te mai bagă în seamă. Că nu meritai la ce ai făcut lui Renata, nu merită să te mai bagi în seamă. Nu merita să te mai bagi în seamă. Ți-ai bătut joc de ea. Ai explocat pe toată lumea. Pe toată lumea de la București care a stat Renata cu ei. N-ai învățat-o de ea, ai explocat pe Mihai. Nu l-ai explocat? De a lua mașina. Păi tu ești aia bătrână. Tu ești și ar trebui să se sesizeze poliția din opiciu. Ai înțeles? Asta ar trebui să fie. Vorbește prima dată despre tine și despre țepe. Asta înseamnă să dai țeapă la cineva. Să iei mașina. I-ai luat mașina când a trecut ăla pe numele lui Renata. L-ai dat jos în stradă și i-a luat mașina Renata. Că ai învățat-o tu. Că ai învățat-o tu, Dana Criminalul. Gata, destul. Ce gata destul, Olga? Obosește, e nebe și e bună. Obosește? Da. Ai plecat și tu. Ai lăsat, uite, nepoțelul, ai lăsat copii. Ai lăsat copii. Vezi că mă cer și cu tine. Unde a plecat? Că e lângă nepoțelul. Unde? E lângă nepoțelul acum, dar a plecat. Vorbește și ea. Eu l-am luat de acasă, am luat pe toți ca să vă fac și vouă ceva, să facem ceva. Să nu fiți după aia ca Dana Criminală să vorbiți de mine și voi, că nu v-am ajutat. Vorbiți ca Dana Criminală și nu că n-am făcut Leo nimic pentru mine. Eu am făcut banii de la magazin, 7 milioane pe lună. 7 lua pe lună.
7 milioane pe lună. Și eu când am cunoscut-o pe Renata, i-am luat în prima zi mașină, am dat 80.000 de euro. Și mie nu mi-ai luat. Nu, dar i-am dat 80.000 de euro. M-am dus cu ea, cu Renata, la firmă și am cumpărat mașina în nouță. Da, știe și lumea. Păi știe toată lumea. Păi ce vrea să scoată Dana în evidență? Că n-am fost cu Renata. Cum n-am fost cu Renata? Și ce spui? Leo-i macho man? N-a fost și cu aia și cu aia? Ba, am fost, Dana, că erai disperată după mine atunci. Ai veneai și umblai dezbrăcată prin casă ca să mă uit eu la tine. Bă, Dano, deci nu mă pot să vorbesc mai mult. O să vorbească mai multe Cristi Marin, că Cristi Marin știe multe despre tine. Știe și cu apa când a aruncat-o pe tine jos acolo când a filmat pentru Capatos. Îți aduci aminte? În beci acolo, în beci, adică în garaj, când a aruncat apa pe tine, îți aduci aminte? Mi-a părut rău de tine, mi-a părut rău de câini. Ai înțeles? Și tu nu mai spune că n-a fost de o cu mine, a fost o regie, a fost un scenariu. Păi să-ți fie rușine să mai vorbești. Să mai faci tu filmulețe, să mai vorbești, să-ți fie rușine. Să-ți fie rușine, Dana. Și nu mai vorbi de mine de înșelăciuni. Tu vorbești de tine de înșelăciuni. Câtă lume ai înșelat, câtă lume ai înșelat Renata, ai pus-o pe Renata să înșele lumea. Câtă lume, păi Jepilă câți bani a mâncat? Că i-a mâncat peste 1.000.000 de euro. Și ai mâncat tu banii. Banii au ajuns la tine. Păi dacă ți-ar face reclamație Alin Jepilă și mă pun și eu martor, păi Dana, cine se duce la pușcărie? Îmi spui mie de pușcărie și de infracțiuni? Păi eu știu ce înseamnă infracțiuni. Eu am plătit pentru infracțiuni. Eu am plătit pentru pedepsele, pedeapsa mea. Mi-am făcut-o. Am făcut 2 ani de pușcărie. Le-am contopit unele papte și am făcut pușcărie. Restul urmează cine? Dana criminala. Pentru că ai făcut înșelăciunile prin Renata. Sunt înșelăciunile astea. Că l-ați înșelat pe Mihai de la București. Pe Mihai de la București, pe Jepilă, pe mulți. Gândește-te și tu, Dano. Gândește-te și tu. Și nu mai vorbi. Termină și termină aici. Dacă te prind că mai vorbești, mai faci un vlog despre mine, atunci hai să continuăm cu scandalul. Mai caută și tu vizualizări. Gata, vizualizările s-a terminat cu subiectul Leo de la Straia, nu mai vorbi nimic. Că n-ai ce să vorbești tu. N-ai ce să explici la lume, Doamne, a fost o regie. Ce regie a fost? Că m-ai combinat pe mine și mi-ai luat și banii și tot? A fost bine împreună, ne-am simțit bine, asta e. Hai să terminăm. Eu m-am certat cu multe gagici care a fost cu mine. Dar m-am certat pentru că au fost obraznice ca tine. Din cauza asta m-am certat. Și acum, cu tine n-aș vrea să mă cert. Nu rămânem prieteni, că nu mă interesează prietenia cu tine. Își vede de treaba fiecare, treaba lui. Eu nu mai calc prin Pitești. Doar ocolesc Piteștiu sau mă duc până la Costi, dacă mă duc, la prietenul meu, și nu mai am treabă cu Piteștiu. Nu mai vin la Pitești numai din cauza ta. Deci nu mai vine, eu stau la București. Nu mă interesează, poți să-ți iei pe cine vrei tu, toți lăbarii ăia, să-ți iei cu firmele de construcții, muncitorii, nu mă interesează. Să rămâi cu cine vrei. Ce spui tu? Ah, că nu știu ce, să roagă de mine, să roagă nu știu ce. Cine se roagă de tine? Nu se roagă nimeni de tine. Te-am sunat la mișto sau te-a sunat Olga, că am pus-o eu la mișto să te sune. Da, te-am pus-o pe Olga să te sune la mișto. Dar eu nu te vreau. Ați înțeles? Ați înțeles, prieten? Chiar pe bune nu vreau. Hai să ne demonstreze Dana criminala că eu o vreau. Hai să vă demonstreze să vedem dacă eu mai mă întâlnesc cu ea. Păi eu nu vreau să mă întâlnesc cu ea. Eu am forțat nota. Eu am știut că dacă vorbesc de Renata, am terminat-o cu ea. Pentru că știu, o cunosc. Dar am vrut să vă spun și vouă situația despre Renata și ea și Dana. Am vrut să vă spun ca să știți și voi. Că eu față de Dumnezeu am greșit și consider că am făcut o greșeală. Și acum eu, că mi-a ajutat Dumnezeu, că am avut operațiile care le-am avut și am scăpat cu viață, am vrut să vă spun și vouă, prieteni, că am terminat-o cu Dana criminala. Că consider că am făcut o greșeală față de Dumnezeu. Chiar așa este, prieteni. Nu că sunt nervos, nu că sunt nu știu ce.
Mi se pare ceva corect. Păi nu ți se pare ceva corect? Și mie mi se pare ceva corect. Am terminat-o cu Dana și gata. O să băgăm divorțul săptămânile următoare, lunile următoare. Nu e problemă, nu o să mai fim împreună. Asta e. Dar eu am forțat nota, nu ea. Pentru că eu vorbisem cu ea, ea mi-a zis să mă duc duminică să o iau după masă. Da? Și eu n-am mai vrut. Eu n-am mai vrut. Eu am forțat nota și am vorbit de ea pe YouTube. Și din cauza asta am vorbit de ea pe YouTube. Că am considerat că față de Dumnezeu am greșit. Mi-am luat soacra de nevastă. Păi înțeles, Cătă? Da. Ba și aia mi-am luat Bogdan e soacra de nevastă. Da, a fost o greșeală și... A fost o greșeală. A fost o greșeală față de Dumnezeu. Nu numai asta. Nu contează, a fost greșeală. Față de Dumnezeu, greșeala mea. Da. Ea zice că eu am fost ăla care am combinat-o. Poate că eu am fost la care a combinat-o, dar și ea, dacă nu stătea cu picioarele desfăcute și fără chilos no, pe ea... Nu, am spus-o din ea vorba asta, nu? Și atunci... Bogdan, ai tu ce părere ai? Trebuie să... Păi ce părere ai? Zic, Bogdan original! Sunt de acord cu Leo pentru că are dreptate. Păi am dreptate, frate! Aceea ce a făcut, a scos-o de la 0, i-a dat nota 10 și umblă acum cu aceea ce nu trebuie. Trebuie să închide aici, să fie o femeie pe loc cu ei. Nu e, eu n-am mai putut să fiu aici cu ea, pentru că când am aflat și că ea e angajată de 2 ani de zile, eu n-am știut, că putea să spună că domnule, m-am angajat. Corect. Și nu era nicio problemă. Nimeni nu-i dar că nimeni. S-a angajat și nu mi-a zis, de 2 ani de zile, ea e angajată de 2 ani de zile. Asta înseamnă că a pus capac. Atunci am zis da. Eu, bă, Dumnezeu chiar vrea să mă despart de ea. Și Dumnezeu a vrut... M-a lăsat să trăiesc cu o misiune. Și consider că asta e misiunea da, pentru mine. Da, să-ți dea o doua șansă. Da, consider că asta e misiunea pentru mine. Chiar îmi pare rău, mi se rupe sufletul, că chiar o iubesc pe Dana, n-am cum să zic că nu o iubesc. Da, poate eu dacă iubesc, se întâmpla... Sunt de 8 ani de zile cu ea. Dar, pentru că Dumnezeu m-a lăsat să trăiesc, consider că asta e lucru care trebuie să remediez. Exact. Asta înțeles? În viață, oricum. În viață trebuie să se mai despartă și oamenii care se iubesc, nu? Absolut. Dacă te dai, e foarte greu, un sacrificiu acum, nu pot să zic că pentru mine e ușor. Oricum, pentru mine e foarte greu, dar acum mă lupt cu mine. Da, e și perioada asta mai grea. Mai dificilă. E mai grea, sunt și cu operația, da. E foarte greu. E nașpe, greu, dar n-am ce să fac. Trebuie să mă duc, să mă lupt cu viața, mă lupt mai departe, să merg mai departe. Asta e, o să găsesc și eu una, să-și găsească și ea unul. Ce e foarte greu sau ce nu s-a mai întâmplat lume, nu s-a mai despărțit. Foarte multă lume, da. Persoane. Da. Oricum, bune, suntem în topul divorțurilor acum. Păi da, tocmai. E vorba că bași divorțul, asta e, da. O persoană iubește, una nu, sau două se iubesc, se despart. Asta e, noi suntem noi primii, o să ne treacă unii la alții, o să ne treacă într-o perioadă. Ați înțeles? Nu că pace că să-mi arate ea mie că ce. Păi n-are ce să-ți arate. N-are ce să-mi arate. Salut! Eu pot să arăt, eu am arătat la toată țara că sunt un șmecher. Am stat și cu Renata, am stat și cu Dan. Una. Și oricum Dumnezeu e sus și vede. Eu nu vă mint, prieteni. Mă jur că e adevărat. Păi chiar dar și va din Tudor asta și cu mama și cu pica. Păi dar știu că mi-a zis că am fost la o emisiune. Știi că ne-a zis la emisiunea Antena 1? Am fost cu el la emisiune, nu știi? Da. La Antena 1, la Canal de Apost. La capatul la antena. Asta este viața. Acum, da, s-a terminat și toate se termină. Da, s-a terminat. Da, și asta. A pus gata. Da. Nu așa mai este. Vorbi nici tu de ea, nici ea de tine. Gata. Asta am zis, să pună stop și ea. Acum ai vorbit pentru că s-a terminat. Pun stop și eu, am vorbit acum ca să o termin. Eu nu vorbesc, mai vorbește Cristi Marin, pentru că Cristi Marin știe mai multe detalii și vreau ca să vorbească în favoarea mea, pentru că el e martor. La noi nu mai vorbești, că la noi la țigani gata, s-a terminat. Deci nu mai vorbesc, că mi-e și rușine, la noi la țigani e și rușine. E și rușine ceea ce spun, dar asta am trăit. Asta am trăit, prieteni, și v-am spus și vouă adevărul. Și o să revină Cristi Marin cu adevărul. O să revină să vă spună și Cristi Marin, ca să vedeți și voi că
chiar adevărat și nu vă mint. El a stat lângă mine un an de zile, doi ani de zile, era prieten foarte bun cu Renata, foarte bun cu Renata, în perioada aia. Nu e că și Dana era prietenă cu el, nu e ca și cum Dana, cum spune Dana acum, nu, domne, Cristi Marin, cine e? Era prietenul nostru, Cristi Marin. A stat cu noi în casă. Cristi Marin era prietenul nostru. Și așa, să nu mai spună ea nimic, să nu mai spună nu știu ce. Dana, vezi, zis de treaba ta, nu mai pomeni numele meu, nu mai am nicio treabă cu tine. Gata, am încheiat tot. Nu mai spune de poliție, de dosare, de ce dosare. Dacă e ceva dosare, aștept să vină poliția la mine. Nu spune tu ce faci. Ce faci tu, ești informatoare la poliție? Vezi, dă treaba ta, dă-te pe tine în primire prima dată. Spune de tine cum ai înșelat lumea, cum le-ai luat banii. Ai înțeles? Nu spune tu, spui acolo la... Spui pentru că ești în fața telefonului și nu e lumea lângă tine ca să-ți dea lumea mesaje să spună întrebări. Da? Mugles! Taci din gură! Taci din gură și nu mai spune nimic. Pentru că așa e adevărul, care îl spun eu, nu care îl spui tu. Care îl spun eu. Nu că era o regie. Ce regie era? Eu am fost cu Renata prima dată. Lui Renata i-am cumpărat mașina, i-am cumpărat de toate. Nu ție. Lui Renata. Vă pup, prieteni, îmi cer mii de scuze că am vorbit așa, dar am vrut ca să știți și voi adevărul. Vă pup, prieteni.